Bună dimineața și bine ați venit la o nouă dramă din Palatul Parlamentului. Pentru că da, se îngheață de frig în palat. Parlamentarii au comandat audit energetic la Casa Poporului, iar concluziile arată că uriașa clădire nu mai are cum să păstreze căldura. Iarna, Casa Poporului Român se transformă în Casa Poporului Eschimos. Doamne, săracii parlamentari bogați care fac frigul în palat, voi vă dați seama? Vă rog frumos să spuneți o rugăciune pentru ei dacă mergeți astăzi la biserică de bobotează, să puneți un acatist și pentru sufletele lor înghețate, da? Eu am o soluție pentru ei, să pună mână de la mână din pensiile lor speciale, pe 2-3 luni așa, să nu facă pagubă mare nici la ei, și eu cred că pot schimba și geamurile. Ce părere au despre treaba asta? Ei ar vrea cumva, sunt convinsă de faptul că ei ar vrea să facă asta, doar că sunt înțepeniți de frig. Nu își pot băga mâinile în propriile buzunare, că și alea sunt înghețate, buzunarele de la frig. De asta bagă ei mâna în buzunarele noastre. Mă, micuții, să se încălzească și uite, noi îi judecăm și zicem că ne fură și că de asta ne bagă mâna în buzunare. Să ne fie rușine! Să ne fie rușine! Shame! 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 Shame!